Media nouă. Suntem la începutul unui ciclu electoral extrem de important pentru ceea ce înseamnă viitorul României și aș face un apel la toți cetățenii României să se prezinte la vot, deoarece își decid viitorul pentru următorii 4 ani de zile. Sigur că prezența mea este una firească astăzi aici. Ieri am fost alături de domnul Boc la depunerea candidaturii pentru primăria municipiului Cluj-Napoca, alături de domnul Tișe pentru depunerea candidaturii la președinția de Consiliul Județean și astăzi sunt aici alături de domnul Bogdan Pivariu, deoarece cred realmente că domnul Bogdan Pivariu reprezintă, să spun așa, viitorul comunei Florești. De fapt, astăzi să știți că nu discutăm neapărat despre Partidul Național Liberal, despre Bogdan Pivariu, ci discutăm despre floreșteni. Floreștenii trebuie să-și aleagă până la urmă viitorul și calea pe care vor să urmeze în următorii 4 ani de zile. Și eu spun că Bogdan Pivariu este garanția unui parcurs așa cum are nevoie Floreștiul, deoarece cu siguranță acest parteneriat pe care îl face cu domnul Emil Boc, cu domnul Alin Tișe, cu Bruselul, așa cum am spus în mod corect, domnia sa și de altfel bineînțeles și cu Bucureștiul, reprezintă garanția unei vieți mai bune pentru floreșteni. Pentru că noi, cei de la Partidul Național Liberal, suntem preocupați permanent și continuu de a găsi cele mai bune metode să facem viața mai bună, românilor și evident floreștenilor, în așa fel încât să putem să dezvoltăm aceste comunități, ca ei să rămână mai departe în România, să trăiască, să muncească, ca ei să se bucure de ceea ce înseamnă aceste plaiuri minunate ale României. Și am convingerea fermă că împreună vom putea face, încă o dată spun, ceea ce trebuie pentru floreșteni. Media 9.